Bună seara și bine v-am găsit la un nou videoclip. Haideți să vedem astăzi ce ne arată cărțile de tarot și oracol. Este o etalare generală, nu toate mesajele de aici vi se potrivesc, dar cu siguranță dacă titlul vi se pare atrăgător, este ceva în spatele acestei etalări pentru dumneavoastră. Haideți să vedem despre ce este vorba astăzi în această etalare. Ok, apare aici o energie stabilă, poate să fie atât masculină cât și feminină, poate să fie sau nu un zodia rac, capricorn, fecioară, taur, de asemenea, nu rac, capricorn, fecioară, taur. Vă gândiți intens la această energie, da? Este o persoană, poate să fie o persoană brunețică, tenul măsliniu sau șatenă cu ochii căprui sau verzi. Vă gândiți la comunicarea cu această persoană sau așteptați un mesaj de la această persoană sau ați trimis deja un mesaj acestei persoane și această persoană încă nu v-a răspuns. Parcă a citit mesajul dumneavoastră pentru cei care ați trimis deja, dar nu vrea să răspundă sau pur și simplu se ferește de dumneavoastră în acest moment. Aveți impresia că totul s-a terminat, da, între voi și persoana respectivă, că trebuie să mergeți mai departe, că în fața dumneavoastră, pe plan sentimental, nu o să mai existe bariere, sunteți optimiști cu privire la acest lucru. S-ar putea câțiva dintre voi să aveți legătură cu o persoană care se află în străinătate sau care, de ce nu, este de alte origini sau altă religie, berbec, leu, săgetător de asemenea. Această persoană însă, într-adevăr, s-a îndepărtat, da? Optul de cupe a întors spatele cui istoriei, poveștii cu dumneavoastră, da? Dumneavoastră sau pur și simplu a decis că trebuie să urmeze cu totul o altă cale. La asta gândește în acest moment, însă iată de fapt ce va urma. Una sunt intențiile sale, căci dorea să privească către alt orizont și alta este ceea ce de fapt se va întâmpla. Deci se gândește la o împăcare. Îndrăgostiții poate să reprezinte o persoană din zodia Gemeni, de asemenea mai văd Rac, Scorpion și Pești. Îndrăgostiții de asemenea poate să reprezinte o alegere, o alegere pe care această persoană a trebuit să o facă între voi și ceva anume sau cineva anume sau chiar voi sunteți cei care trebuia să faceți această alegere și ia uitați, în viitorul apropiat dintre voi doi există steaua. Cu alte cuvinte, destinul oarecum intervine, destinul parcă va separa, destinul va dus pe fiecare pe drumul său, v-a făcut să priviți cu totul într-o altă direcție, dar cu un scop anume. Steaua de asemenea reprezintă acest echilibru pe care ambii îl faceți între pasiune, sentimente, corpul dumneavoastră, mintea, da? Ceea ce simte inima, încercați să balansați aceste lucruri, încercați să faceți acest echilibru, să nu mai exagerați, să fiți vulnerabili, dar această vulnerabilitate să fie totuși cu un anumit scop, da? Trei cărți au căzut, nouăle de cupe. Îmi vorbește despre căsătorie. Dacă acolo unde nu există căsătorie, există anumite, nu știu, fie probleme sau nu, da, legate de stat, legate de guvern, legate de tradiții, legate de familie, legate de obiceiuri, legate de religie de asemenea, pentru câțiva sau pur și simplu unul dintre dumneavoastră lucrați sau aveți de-a face cu guvernul, statul, da, cu o instituție oarecare mare, fericire, da, fericire, dorințe împlinite,
atât ale dumneavoastră, cât și ale persoanei respective, și rapiditate. Rapiditate, pasiune, foarte multă motivație în împlinirea acestor dorințe, respectând anumite tradiții și obiceiuri separe. Deci, persoana aceasta, chiar dacă în acest moment pare a fi îndepărtată de voi, pare a fi rece, pare a fi distantă, pare a fi că ar fi luat-o, da, pe un alt drum, și voi la fel. Și voi la fel păreți, da, extrem de optimiști ambii cu privire la drumul pe care trebuie să-l luați, unul separat față de celălalt. Iată că lucrurile nu vor sta chiar așa. Va exista întâlnire, va exista împăcare, va exista un nou început, și destul de rapid, da? Rapiditate. Cavalerul de bute reprezintă pasiune, reprezintă motivație, reprezintă acțiune. Deci nu mai este acea parte stagnantă în care faceți pasul unul în altă parte și celălalt în altă parte. Pentru că uitați-vă aici, în această poziție, cum sunteți efectiv întorci spatele unul la celălalt. Deci există această rapiditate în împlinirea dorințelor, în rezolvarea acestui mister în ceea ce privește această conexiune și acest parteneriat, că parcă ar fi un mister, da, ceea ce se întâmplă între voi. V-am zis, vorbește despre o căsătorie. Inelele acestea două pot reprezenta, de ce nu, o uniune, reprezintă un pact, reprezintă pace, reprezintă iubire, reprezintă parteneriat. Nu știu, spuneți-i cum vreți dumneavoastră, dar reprezintă cuplu. Da, cuplu. Aceste două inele vă reprezintă, da? Unul vă reprezintă pe voi și celălalt pe această persoană, da? Persoana aceasta care pare întorsă cu spatele la voi în acest moment, pare plecată, și asta de ce? Pentru că ambii ați ajuns la această stare evolutivă în care trebuia să fiți și pe care nu mai trebuie să o dezvoltați, în sensul că ați făcut acel parcurs, da, fiecare cu treaba sa, sau toate aceste cărți pot fi în viitor, da, poate aceste lucruri nu s-au întâmplat, dar eu cred că pentru mulți dintre voi ați făcut deja acest parcurs, acest parcurs care a fost cuprins de o acțiune, da, acțiune de a duce acest parteneriat și a vă duce pe voi individual pur și simplu la alt nivel, un nivel superior, și mai ales prin această cartea Cavalerului de Băte, care, repet, reprezintă acțiune, reprezintă motivație, reprezintă pasiune, reprezintă rapiditate. Cavalerul de Băte reprezintă rapiditate și familie. V-am zis adineauri despre familie, da? Avem așadar această uniune, acest cuplu, căsătorie, parteneriat și această familie, da? Aceste cărți reprezintă viitorul, ce se va întâmpla cu voi doi, cu această relație, o relație stabilă. Această ancoră reprezintă stabilitate, da? Pentru mulți dintre voi. O stabilitate care va dura în timp. Cu această energie de aici, din mijloc, toate cărțile indică faptul că această stabilitate va dura în timp. Da? Haideți să vedem acum și cu aceste cărți de tarot în încheiere. Aș vrea totuși să văd această persoană, de ce a plecat. Da? Bine, am înțeles că trebuia să ajungă la un nivel oarecum dezvoltat, la fel ca și al dumneavoastră. A plecat pentru că a avut nevoie să recunoască această iubire a sa pentru voi. A plecat pentru că a știut că se va întoarce și va cere iertare. Aici cineva va veni, dragii mei, cineva, această persoană, da, din mintea dumneavoastră, va veni și își va cere iertare. Își va cere iertare pentru că și-a dat seama de multe lucruri. Și-a dat seama că trebuia să facă o schimbare,
și-a dat seama că trebuia să fie fericit sau fericită. Pentru că până acum parcă această persoană a căutat întotdeauna fericirea în exteriorul său, în altă parte, pentru că există și o alegere pe care dumneavoastră va trebui să o faceți, legată de să luați riscul acesta, să acceptați această iertare sau nu. Da? Deci dumneavoastră va trebui să vă gândiți foarte bine dacă acceptați sau nu această iertare. Nu mai vreți minciuni, nu mai vreți încurcături, nu mai vreți trio, acolo unde este un trio, pentru că îți va exista acest trio. De ce? Pentru că foarte mult îmi vorbește și despre o căsătorie. Cineva care a fost sau într-o altă uniune, într-un alt parteneriat, dar na, dumneavoastră vreți să puneți capăt acestui șir de minciuni, acestui șir în care persoana respectivă va introdus pentru a beneficia de această stabilitate. Dumneavoastră asta căutați, iar această stabilitate va veni la voi dacă luați riscul să acceptați că aceste, eu știu, că această iertare sau pur și simplu aceste explicații sunt sincere și duc la această uniune, la acest parteneriat, la această familie. Foarte frumoasă energia, dragii mei. Asta a fost etalarea pe care v-am prezentat-o astăzi. Sper să fi găsit elemente interesante. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere!